Este deja o tradiție ca pe 27 decembrie preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, să săvârșească Sfânta Liturghie la Orșova. Tot acum, corul Chinonia al episcopiei Severinului și Strehaiei a concertat în biserica cu hramul Sfântul Nicolae din parohia Orșova Sud. De câțiva ani buni s-a îndătinat ca în cea de-a treia zi de Crăciun, de prăznuirea nașterii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să fim aici la rugăciune, să oficiem Sfânta Liturghie, să-L prăznuim pe Sfântul Arhidiacon Ștefan în aceste momente de sărbătoare. Continuăm să facem și rugăciune pentru cei apropiați care suferă, care sunt bolnavi. Cât de greu trec clipele la boală. La sărbătoarea orșovenilor a participat și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Iată că întâmpinăm nașterea Domnului prin cântări de colindă și prin slujiri la Sfânta Biserică și prin fapte bune și daruri pe care ni le facem unul altuia. Într-adevăr, nașterea Domnului este un prilej de mare bucurie, pentru că simțim fiecare dintre noi că Dumnezeu este aproape de noi, că Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră sub chipul cel mai delicat și cel mai smerit cu putință, adică Dumnezeu din cer, care are toată puterea, care a făcut cerul și pământul, vine la noi sub chipul unui prunc. E o mare bucurie pentru noi să asistăm la o asemenea slujbă, în special că noi suntem foarte apropiați de episcopul nostru. Ierarhii prezenți au rostit rugăciuni pentru sănătatea tinerei Adelina Nicoleta Pârvan din Orșova. La concertele corului Chinonia din această perioadă s-au strâns fonduri pentru tratamentul ei. Muzica corului este o muzică caritabilă pentru sufletul nostru. Că acum a făcut-o și pentru un copil care a avut nevoie, e de două ori caritabil. Așa că ar putea să continue pe aceeași linie. A fost o plăcere și un lucru care ne-a, cum să vă spun, surprins și impresionat. I-am pus de la puținul nostru și pentru ea ca să se facă bine.